Gigi Becali este la telefon, bună seara! Bună seara! Ați mai prins și finalul? Mă gândeam că e prea târziu și oricum era rezolvată treaba. Păi da, ce... Hai să mă uit așa. Ați mai aruncat un ochi și la, și la semifinală sau ați stat cu ochii pe echipa dumneavoastră să vedeți dacă se descurcă până la capăt? Pe mine eu am mireasă, altă mireasă nu mă mai interesează. Nu, păi da, păi da, voi aveți mai multe mirese. Da. Băi, tată, m-am pronunțat așa, da? Corect. Nu mai, nu te mai interesează. Că de-aia v-am văzut și la început că, domne, că ce avantaj, că ce nu-i vor de avantaj. Că e posibil să fie. Avantajul clar că nu este. De ce? Păi eu acum eu trebuie să joc acum cu Clujul, trebuie să joc cu Băluță, nu? Dar la ce vă referiți avantaj că n-am prins-o? U21. A, avantaj pentru selecționerul sub 21, da. Da, păi ce adică? Păi eu nu mi-am propus, păi nu mă interesează echipa națională. Am înțeles, dar era normal să îl întreb pe Daniel Pancu dacă consideră că această regulă îl ajută. Da, ți-a spus la urmă că mi-e indiferent dacă se scoate azi, nu am nicio problemă. Te descurci. Păi nu, păi dar nu, el poate îl ajută, e posibil să-l ajute. Da. Dar eu nu sunt pus și n-am obligația să-l ajut nici pe Daniel Pancu, nici pe Buleanu, nici echipa națională. Nu asta e... Da, am înțeles, da. Nu mi-am propus asta în viața mea.